Salutare tuturor! Am ieșit din lockdown! Este a treia zi și noi plecăm la Clumber Park, lângă Nottingham. Muzeul de tank. Facem dreapta. Ce e foarte fain aici la National Trust este faptul că au tot felul de facilități și ai toate condițiile. Parcare, hectare. Fain britanici ăștia din punctul de vedere. Păi ce cuminciori așa, și-au văzut de treabă. Nu? Da, de deja s-au așezat la cafea. S-au dus să... Ce? Scaune. Da? Da, toate dotările. Sunt pregătiți. Aceasta este aleea care duce la Sere. Absolut superbă. Copacii ăștia bătrâni. Lumina de acum este extraordinară, la ora 12. Absolut super. Îți place cu sine? Foarte mult. Da? Doamne, e ceva de vis. Da. Copacii ăștia bătrâni. Super. Dar și când stai în casă atâta timp. Nu? Da. Dar uite că au avut grijă. Totuși, au venit la muncă, au avut grijă. Au făcut lucrurile faine aici. Voluntarii de la National Trust. Și a ieșit ceva frumos. Și acum o mulțime de flori. Fai, când vezi că e făcut de voluntari, așa, e o chestie, știi, foarte faină. $80.000 de bulbi în 2019. Vă dați seama? De către voluntari. În țările în care tocmai am fost, 80.000 de bulbi. Da, e o chestie. Voluntarii de la National Trust te ghidează în funcție de ora la care sosești în una dintre parcări. Mai ales dacă ai făcut booking-ul din timp, 2-3 zile înainte, sigur găsești loc, totul este foarte bine organizat, toalete, facilități, tot ce doriți. Pentru cei care sunt cicliști, este și această, și închiriez, această posibilitate. Este pompă pentru biciclete. Vezi toate dotările. Locul de unde se închiriază. Restaurant, cafe, shop, toaletă. Inclusiv o toaletă mobilă aici, în parcare. Deci, practic, noi suntem foarte mulțumiți de National Trust, au toate facilitățile peste tot pe unde. Și sunt 500 de locații în toată Anglia.
Locații foarte frumoase. Superbe. Hai de imens parcul ăsta. Am ajuns la Laundry Yard. Hai să vedem. Bem un suc?
a time when I was lonely. I was trying hard to get by, taking day by day. Strawberry, thank you. How many scoops would you like? Two, please. Any cones? Yeah. Vanilla and chocolate. You're taking off the ground now.